Somnul pe loitră. Constantin avea o fată de măritate. Și ce crezi, o păzea? O păzea și el? De, ce să mai? Că, adică el dormea afară pe sanie, că pusese o loitră acolo și dormea vara pe loitra aia, pe ea. Și nu o lăsa, domne, nu o lăsa pe fiesa, ia uzi, pe păuna, să se dea în vorbă cu Sandu. Da, tu ce tot faci acolo, toată casa, toată noaptea în casă, ce faci acolo, dormi buștean? Nu mă, prostule, mă, băiete, mă, că e culcat tica la ușă, bă, nu pot ieși, ce nu înțelegi? Hai, lasă că îl urnim noi de acolo. Da, și Sandu Lucină i-a mai luat și pe Petrica lui Mocofan și s-a dus în prispă cu el, ușurel, ușurel, așa. Au apucat amândoi din două părțile de loitra aia și l-au cărat pe ăla, pe tasul. L-au cărat așa, dormind, înțelegi? Tocmai la baltă în vare, l-au cărat. Tocmai în lungă l-au dus. Păi, dar... Păi, că el nici măcar nu s-a întors pe partea elaltă. N-a simțit. S-a trezit de dimineață. Ha, în miros de oglice, de landră și de podbal și de răsuri. Și când să-și ia o pincile să se încalțe, dă tu cu mâna în fân. Vară, de? Fânul, ia uite-l. Fânul e până la bru, că și mie-mi vine până la bru. Noroc că nu s-au suit șerpii pe el. Oolo, ori să-l fi rost diforii, oriceva. Și ăia niște năroși. Cum mă să-ți bagi joc de somnul omului, mă? A? Cum, mă, cum? Și când se uită Gaga Maria în vale, ia uite-l pe ăsta cum venea. El venea cu loitra în spinare. Dar de unde vii, mă, amărâtule? Constantine, de unde vii, bre? Nu știu, că m-am culcat și eu ca omul, m-am culcat ostenit de la cosit aseară și mă deșteptai fa lângă baltă și vin acasă cu ea. Că ce era să fac, să-mi las loitra acolo, na? Și omul când venea vara și putea dormi și el la prispă, afară, era ca și când s-ar fi dus așa, la munte, ori la mare. Ce să mai discutăm? Alt orizont, alt aer. Asta era toată excursia lui. În prispă, mă, pe loitra lui. Și ăla venea acum cu loitra în spinare, de la baltă, ca din străinătate venea. Cad în concediu. Marin Sorescu.